Asculți Radio Babilon, a fost ora 20. Așa este, la București a fost ora 20. Înainte de a apăsa pe play și de a vă invita să urmăriți documentarul In Memoriam, Adrian Păunescu, vreau să le mulțumesc din suflet colegilor care au contribuit la realizarea acestui documentar, fără de care el, documentarul, nu ar fi fost posibil. Le mulțumesc și îi numesc. Ei sunt Elena Sima, Lucian Țarcă și Valeriu Borșan. Audiție plăcută! La Radio Babilon, sâmbătă 5 noiembrie 2016, ne aducem aminte de Adrian Păunescu, poetul, într-o emisiune documentar inedită în care cuvintele din legende și povești fug toate în poezie. In Memoriam, Adrian Păunescu, la Radio Babilon. Pentru că acum 6 ani a murit poetul care nu moare niciodată. A murit Adrian Păunescu. A murit Adrian Păunescu și poezia oftează. Așa titrau ziarele centrale în urmă cu 6 ani. Am ales în această seară la Radio Babilon să omagiem împreună memoria celui care a fost poetul Adrian Păunescu, memoria celui care a fost organizatorul și conducătorul cenacului Flacăra. Cea mai ieftină înjurătură e înjurarea lui Adrian Păunescu. Asta e viața. Ieși în ring, dai, dar și primești. Vă invităm așadar să rămâneți împreună cu noi pentru următoarele 60 de minute, să retrăim împreună câteva dintre cele mai frumoase momente de la acest cenaclu Flacăra, să ne amintim, să zâmbim și, de ce nu, să vărsăm o lacrimă pentru cel care a fost poetul Adrian Păunescu. Om bun, deschide-ne poarta, dă-ne o coajă și nu ne goli, și-n schimb îți vom arunca tristețea cu vesele cântece și ghirușii. Așa începea, în urmă cu mai bine de 30 de ani, în fiecare joi la Radio România, emisiunea Radio Cenaclu Flacăra. Mulți dintre noi, cei trăitori în acele vremuri, trăiam de la o joi la alta. Bună seara, doamne și domni, domnițe și domnișori. În clipa asta îmi amintesc niște versuri ale lui Miron Paraschivescu pe care le-a gândit să-i fie scrise pe crucea mormântului și așa s-a și întâmplat, domnișori și domnișoare. Când vedeți aceste foi și zâmbiți din întâmplare, va zâmbi și el cu voi. Se află litere și fardu și niște munți sunt între noi. Adrian Păunescu s-a născut la 20 iulie 1943 la Copăceni, județul Bălți, pe atunci în România, astăzi în Republica Moldova, și a murit la 5 noiembrie 2010. Dragi prieteni, aceasta este mătușica Ana. Este o doamnă de legendă. Știți de ce? Pentru că anume ea a fost dădaca marelui Adrian Păunescu. Avea pe atunci doar 13 ani, iar mama lui Adrian Păunescu îi era învățătoare și o ruga să stea cu Adrian pentru că n-avea cu cine să-l lase. Ei era învățătoare și trăie la noi. Poți spui că gardă-n coard cu mama mea, dar pe bărbatul nu știu că era pe front. Era un copil în clasa 2. 17 și 15, inima maestrului Adrian Păunescu a încetat să bată. După nenumărate tentative de resuscitare, a trebuit să ne declarăm învinși și maestru a plecat dintre noi. De ce să-ți spun la revedere? N-aș mai avea... Un scriitor, poet sau artist în general, numai generațiile viitoare pot să-l pună acolo unde este locul. Puțin scriitor și poeți are România la nivelul lui Adrian Păunescu. Adrian Păunescu era un mare talent, era impetuos,
un foarte bun gazetar și a avut meritul de a fi primul scriitor care s-a certat cu Ceaușescu. Mulți intelectuali, de dreapta sau de stânga, îndrăgesc versurile lui Adrian Păunescu. Majoritatea îi respectă talentul. Adrian Păunescu a fost atât de prolific încât posteritatea îi va cerne scrierile și multe vor dăinui, iar greșelile lui vor fi uitate. Să avem decență și să-i închinăm un gând bun. Dumnezeu să-l odihnească. S-a întâmplat și le exprime toată tristețea mea colegilor mei care mă înjură. S-a întâmplat că eu să am geniu și ei să n-aibă. Îmi pare rău, asta e o chestie care n-a depinde de mine. S-a întâmplat că eu să scriu ceea ce ei n-au scris. Tot așa o întâmplare. Puteam să nu scriu noapte, puteam să joc table sau să beau la casa scriitorilor sau să transform viața într-o plăcere irreversibilă. N-am făcut așa. Mi-am văzut de treabă, am scris. Nici nu pot nimic să-ți spun, pe curând s-au rămas bun, a părut numai nu la diotul. Adrian Păunescu merita funeralii naționale. Este alături de Eminescu, poetul național al românilor. Faptul că a avut o convingere politică, alta decât o am eu sau dumneavoastră, asta nu îl face nici mai mic, nici mai mare. Mare va rămâne pentru poeziile sale patriotice sau de dragoste. Adrian Păunescu a făcut tot ce s-a putut în contextul epocii. Faptul că a scris câteva versuri care probabil nu-l caracterizau, nu are nicio relevanță. Cum putea el să-și promoveze crezul, să ne facă pe noi să ne redescoperim istoria, să ne regăsim dragostea, să redevenim oameni? Altfel, rămânea un poet interzis și atât. Am pierdut un reper cultural. Important este că poeziile sale angajate vor rămâne un reper cultural și emoțional pentru generații întregi. Nu-l judecați pe Adrian Păunescu după crezul său politic. Acordați-i respect pentru că a avut curajul să nu se dezică de el. Acordați-i respect pentru inegalabila sa poezie de dragoste și pentru cea patriotică. Înainte de a fi social-democrat, liberal sau comunist, Adrian Păunescu a fost un mare patriot și un poet inegalabil. Haideți să nu mai judecăm oamenii după preferințele noastre politice. Eu nu am o orientare politică de stânga, dar asta nu m-a împiedicat să vărs o lacrimă pentru marele poet. Dumnezeu să-i dea postum ceea ce merită. Respect, onoare, un loc între comorile culturale ale națiunii și un pic din dragostea noastră. Înainte de 90, domnul Păunescu se făceau niște reportaje, de pildă, la Flacăra, extraordinari. Am orgoliul unui poet care crede că va dura și care își sacralizează până și erorile, până și iubirile. Cred asta. Dumneavoastră credeți că tot adevărul trebuie spus? Nu, eu cred că trebuie spus numai adevărul. Nu cred că trebuie spus tot adevărul. Ați răspuns cu un vers, ce să spun acum. Nu, da, eu spun ceva foarte precis. Eu spun că trebuie spus numai adevărul, dar nu tot adevărul, așa este. Nici nu voi găsi eu și eu acela am murit. A fost frumos? A fost. Pentru noi, cei de atunci. A rămas ceva? Da. O nostalgie după tinerețile noastre pierdute. Cena cu Flacăra a fost o invenție a mea, bazată, desigur, pe toată aspirația generațiilor trăitoare atunci în România de a fi mai libere. Nu mi-am făcut niciodată iluzia că am putea fi perfect liberi, dar pentru a fi întrucâtva mai liberi, am preferat țintele înalte și bătălia cu neantul de fiecare zi. Am inventat cenacul, ziceam, pentru că aveam nevoie să ne exprimăm. Și am zis cenacul, asta a fost poate una dintre dovezile de inteligență ale celui care era tânărul Adrian Păunescu, tocmai pentru a nu fi niciodată cenzurat. La cenacul, așa i-am explicat lui Cornel Burtică, i-am explicat, este vorba de un cenaclu, deci de un lucru perfectibil, dacă nu e bun ceea ce facem, data viitoare schimbăm. Deci nu trebuie să vină cenzura după mine, mai ales că eu sunt un tip spontan. Eu scriu în timpul spectacolului și nu o să mă duc în spate, într-o gheretă sau într-un palat, să-i dau cenzurului să-mi vizeze texte. La Câmpul Lung, la un spectacol care, doar pentru cei ce aud, era făcut în frig ca să ne vadă 6 ore, a stat tânjind un tânăr surdomut. El nici n-are nimic, ci numai ochii. Iar ochii lui aud și mai vorbesc. Priviți-l cum se uită trist la toate. Citiți în el destinul omenesc. Și ce puțin îi trebuie
să-i pare că e mai fericit sărmanul om. N-aude, nu vorbește, nu mai vede. Și muzica îi pare un sindrom. Ce să mai spun? Când arta reușește să facă și pe cei mai triști să vrea, înseamnă că puteți cu toții crede în dumneavoastră, în artiști și în ea. Dă-mi voie, dragul meu, fără cuvinte, să te îmbrățișez că ai crezut în noi, aceia cu urechi și gură, și află că nu tu ești sub domn. Eram atât de tânăr încât niciodată la vremea aceea nu am gustat cenaclul Flacăra. Aproape că n-am apucat să-l gust. De fapt, gustul de cenaclu mi-a venit probabil că după. E un paradox, dacă vrei. Ca poet este acea latură din el care a făcut, care a sensibilizat practic mase. A sensibilizat masiv generațiile acelea. La cenaclu mi-a plăcut și acum, ascultând filmulețul, spun ascultând, deoarece la noi filmele se întâmplă la radio, așa că ascultând acel filmuleț, efectiv ți se face pielea găină când auzi mulțimile, cum reacționează. Mulțimea cum reacționa la cenaclu, cum vibra acolo în sala, stadionul respectiv, este covârșitoare forța de atragere a maselor, forța aceasta lui Păunescu. Și a celor care au activat acolo la cenaclu, pentru că acolo au fost mulți artiști. Trăiască libertatea! Trăiască România! Trăiască tricolorul! Este 26 ianuarie 1983, au trecut 85 de minute de când suntem împreună, e frig, e iarnă, cenaclul Flacăra în fața a 10.000 de iubitori ai artei românești. Omagează țara, omagează tinerețea și sufletul omului contemporan. Vom continua să rămânem cu dumneavoastră, deși ne e frig, deși dumneavoastră înși vă e frig. Cenacul Flacăra rămâne în această iarnă încă minute bune cu aceia care iubesc menirea. Să facem încă o dată, stimați prieteni, ceea ce se cuvine făcut. Să aducem omagiul nostru României. A fost practic singura mișcare, a fost cea mai importantă mișcare culturală din acest sud-est de Europa, la vremea când Cortina de Fier era la locul ei acolo. În mai toate cântecele și poeziile, deci poeziile lui Păunescu, practic, despre el vorbim, după aceea ele au fost și cântece, multe dintre ele, dintre aceste poezii, în mai toate poeziile acestea patriotice, nu se regăsește acel servilism de care îl acuză unii și alții, ci dimpotrivă, ți se ridică un semn de întrebare uriaș. Cum de-a fost posibilă publicarea acelor poezii la vremea aceea? Prea lung drumul până în comunism, de nu scurtăm cu gări și cu etape, de nu-l aducem totuși mai aproape, prea lung drumul până în comunism. Am mai visat de nu s-ar face zi și pruncii nu ne-ar întreba de pâine. E lung și drumul scurt de azi pe mâine, cu atât mai lung ce ai însemnăzării. Am mai închide ochii și am tăcea, dar clasicii visării ne somează să fim lucizi. Să avem gândirea trează și drumul lung și viața negrea, nu e niciun semn mai bun, mai pozitiv, sunt crize din cetate în cetate, înnebunim când visul nu se poate și în fișe scrie fără de motiv. Iluzia și panica mereu sunt cele două jalnice extreme de care avem și mâine ne teme că tot nu-l vom găsi pe Dumnezeu, când obosită într-un cerc închis, scârbită, umilită, lumea noastră a vrut să se arunce pe fereastră, i-a dat un drog. I-au programat un vis, acesta e total și nebunesc, e comunismul, unica dreptate. Cel hotărât a împăcat pe toate pilonii lui, pe osul nostru, cresc prea lung, prea tăinuit, prea lung, prea lung, pustie, veznicie, exemplară, ne-i doră din când în când decât o gară în care oamenii își mai ajung. Îmi pare rău că nu mai cu tine, nu ai mai păstrat un cum îi spune? Importante schimbări. Să-ți reamintesc importante schimbări. Cântec scris înainte de 1980 și cântat în acea perioadă de Vasile Șeicaru, care îi compusese o muzică foarte adecvată. Mare curiozitate. Sparta pe cei buni aruncă. Ora decadenței bate. Mult comerț, puțină muncă. A fura e la îndemână. Parcă e reportaj. A fura e la îndemână. A munci e o eroare. Avem apă în fântână izvorâtă din ulcioare. Luptele pentru putere pe cei slabi au să-i consume. Sunt mai multe ministere decât muncitori pe lume. Am avut o premoniție. De un veac întreg încoace alungați sunt cei destoinici. Multe premii pentru pace merg la cei mai mari războinici. La UNESCO și la ONU, aici m-am limitat. Mare foșne de salarii, dominat prea mult de omul, în covoaie militarii. Mult azot conțin cartofii, pe pământ se aud șenile. Confiscați sunt filozofii,
de închisori și de azile. Nu mai e în râul pește, nu mai e la lună rază. A gândi, se pedepsește, a tăcea, se premiază. Cel ce pune în cuib semințe pentru altul le culege. Lege pentru suferințe, dragostea-i fără de lege. Ruguri mari pentru eretici dau căldură sobei lumii, sunt mai multe boli ca medici, vine iarăși vremea ciumii. Împărțirea în partide, anarhie se mai cheamă. De războaie fratricide suferă bătrâna mamă. Tragedii nu se aprobă de cei știutori a toate ce și-au dat hainele însângerate. Viața-i numai comedie, râdeți, hohotiți, e bine, până mâine, cine știe, încă viu mai este cine. Fabrici de medicamente se însoțesc cu cimitire. Multe gesturi imprudente se comit la despărțire. Fiii fișelor de cadre țintuiți sunt în dosare. Ce frumos se moare în teatre, dar în rest absurd se moare. Mult comerț, puțină muncă, de cuvinte loc nu este, o minciună mai adâncă e aproape o poveste. Bună ziua, până-i spune, vine noaptea și te leagă. Te bocim de șertăciune, fiindcă viața ne e dragă. Este astăzi de poruncă tot ce-a fost de bunăvoie. Capitan de port e Noe. Mult comerț, puțină muncă. Vinul cioare, nu mai e în râuri pește, nu mai e la lună rază. A gândi se pedepsește, a tăcea se premiază. Vom omagia astăzi nu numai latura poetică, cât și latura de organizator al acestor concerte și chiar mentor spiritual al tineretului din acea perioadă, pentru că nu trebuie uitat faptul că Adrian Păunescu a fost unul dintre promotorii acestui tip de concerte care aveau senzația de libertate, cu toate că această libertate era controlată. El, când apărea pe scenă și modul în care gestiona acest concert, îl conducea acest concert prin locutiunile lui verbale, prin modul lui de a se implica și sufletește, el dădea acea notă de libertate, situație care era unică în perioada comunistă, situație care îți oferea ție ca spectator o șansă de a te simți liber în condițiile în care nu prea știai ce e aia să fii liber. Eu noțiunea de libertate o aveam așa, de pace, adică e pace. Suntem liberi, o țară liberă. N-aveam noțiunea de libertate spirituală, de la el am învățat și eu asta. Sigur că da, pentru simplu motiv că la concertele ceaușiste, care erau de o altă factură, în care totul era înregimentat, de la secunda 1 la secunda 15. Cântarea României, da. Cântarea României și alte spectacole de genul ăsta televizate, lucrurile, spectatorii stăteau cam ca în front, dacă mi-e permisă expresia. Prea vă prefaceți fanii bucuriei și prea uitați că lupta ne e grea. Să curățăm cântarea României de orice rumeguș și tinichea. Brigăzi artistice de trei parale ce lingușesc vreun șef de sindicat. Dar unde sunt problemele reale? Voi nu vedeți ce fleacuri ați machiat. Stăteau ca în front pentru că nu prea aveai voie să miști acolo. Nu prea aveai voie. Singurul lucru la care te puteai limita era să aplauzi, pe când la cenaclul Flacăra puteai să țipi, puteai să cânți, puteai să fluieri, puteai să te manifesti exact așa cum muzica folk pe care el o promova îți dădea ghes. Puteai să-ți manifesti starea în deplină libertate. Nu știai ce să faci cu acea libertate, e adevărat, dar în acele 4, 5, 6 ore sau 8 ore, pentru că
trebuie menționat că acele concerte țineau și în funcție de, să spunem, disponibilitatea lui sufletească și în funcție de public, de reacțiile lui, și atunci puteai să te manifesti. Uite că se face ziua. Dar uite că se face ziua. Și noi cântăm de zor de zi. Și noi cântăm de zor de zi. Și nu mai spunem la adio. Și nu mai spunem la adio. Ci spunem că vom reveni. Ci spunem că vom reveni. Sunteți în transmisie directă cu veacul următor. Pe cuvântul meu de onoare, țineți minte. Râdeți acum, vi se pare totul normal, dar dacă faceți bine, în veacul următor se vor uita ca la Stan și Brown de astăzi. Era uimitor să vezi cum publicul cânta din suflet trăiască România, trăiască tricolorul. Pentru că tricolorul era asociat cu acel faimos trei culori cunosc. Da, da, știu, știu. Trăiască în fericire și liniște poporul, trăiască România, trăiască tricolorul. Dacă poetul a tăcut, ne putem permite chiar orice? Câtă lipsă de înțelegere a suferinței familiei celui dispărut, câtă lipsă de decență! Pe Adrian Păunescu l-au citit, ascultat, știut, iubit, înțeles, mulți, foarte mulți. Va rămâne în conștiința și amintirea noastră, în cultura noastră, un om care a reînviat în timpuri grele dragostea de neam, de domnitor, de țară, de steag, de părinți, valori pe care nu le mai avem astăzi. Cine are părinți pe pământ mângând, mai aude și în somn ochii lumii plângând, că am fost, că n-am fost, orică suntem cu minți, astăzi, îmbătrânind, ne e dor de părinți. Ce părinți, niște oameni ce nu mai au loc de atâția copii și de atât nenoroc, niște cruci încă vii, respirând tot mai greu, sunt părinții aceștia ce oftează mereu. Ce părinți, niște oameni acolo și ei, care știu dureros ce e suta de lei, de sunt tineri sau nu, după actele lor, nu contează deloc, e albiră de dor. Să le fie copilul cu o treaptă mai domn, câtă muncă în plus și ce chin, cât nesomn. Chiar acum când scriu, ca și când aș urla, eu știu și-i simt pătimind undeva. Ne amintim și de ei după lungi săptămâni, fii bătrân ce suntem cu părinții bătrâni. Dacă lemne și-au luat, dacă oasele-i dor, dacă nu au murit triști în casele lor, între ei și copii o prăsilă de câini și umbra de plumb a prea zilnicei pâini. Cine are părinți pe pământ, nu în gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând, că din toate ce sunt, cel mai greu e să fii nu copil de părinți, ci părinte de fii, ochii lumii plângând lacrimi multe s-au plâns, însă pentru potop încă nu-i de ajuns, mai avem noi părinți.
mi-au dânsii copii pe pământul de cruci, numai om să-mi fii. Enervanți pot părea când n-ai ce să-i mai rogi, și în genere sunt și nițel pisălogi. Ba nu văd, ba n-aud, ba fac pașii prea mici, ba ai nevoie prea mult să le spui și explici. Cocoșați, cocrășați într-un ritm infernal, te întreabă de știi pe vreun șef de spital. Așa că te apucă o milă de tot, mai cu seama de faptul că ei nu mai pot. Ca povară îi simți și ei știu că așa, și se uită la tine ca și când te-ar ruga. Mai avem scurtă vreme de dus. Pe conștiințe povara acestui a pus, și pe urmă vom fi foarte liberi sub cer. Se vor împuțina cei ce n-au și ne cer, și abia într-un trist și departe târziu, când vom ști disperați vești ce azi nu se știu, vom pricepe de ce fii uită curând și nu văd niciun ochi de pe lume plângând, și de ce încă nu e potop de cuprins, deși plouă mereu, deși purura nins, deși lumea în care părinți au ajuns de-o veciei mereu zguduită de plâns. Ia priviți cum se duc, ia priviți cum se duc, ia priviți cum se sting, ia priviți cum se sting. Lumânări în cuib de cuc, lumânări în cuib de cuc. Parcă tac și parcă nim, parcă tac și parcă nim. Plin de boli și suferinți, plin de boli și suferinți. Ne-ntoarcem în pământ, ne-ntoarcem în pământ. Cât mai suntem, cât mai sunt, cât mai suntem, cât mai sunt. Mângâiați-i pe părinți, mângâiați-i pe părinți. Cât mai suntem, cât mai sunt, cât mai suntem, cât mai sunt. Mângâiați-i pe părinți, mângâiați-i pe părinți. E pământul tot mai greu, e pământul tot mai greu. Despărțirea e tot mai grea, despărțirea e tot mai grea. Sărut mâna tatăl meu, sărut mâna tatăl meu, sărut mâna mama mea, sărut mâna mama mea. Dar de ce priviți așa? Dar de ce priviți așa? Fata mea și fiul meu, fata mea și fiul meu. Eu sunt cel ce va urma, eu sunt cel ce va urma. Dragii mei, mă duc și eu, dragii mei, mă duc și eu. Eu sunt cel ce va urma, eu sunt cel ce va urma. Dragii mei, mă duc și eu, dragii mei, mă duc și eu. Sărut mâna tatăl meu, sărut mâna tatăl meu, sărut mâna mama mea. Rămas bun băiatul meu, rămas bun băiatul meu, rămas bun fetița mea. Tatăl meu, băiatul meu, tatăl meu, băiatul meu, mama mea, mama mea, fetița mea. Oare Cioran, Eliade, Noica trebuie scoși din istorie pentru că au fost simpatizanți legionari sau chiar mai mult? Mari valori precum Goga, Iorga, Arghezi, Sadoveanu, Călinescu și chiar Eminescu au avut opinii politice care nu au convenit și nu convin unor epigoni a căror valoare este discutabilă. De să îl lăsăm pe Păunescu acolo unde este locul, în Galeria Marilor Români. Sunt sigur că și Eugen Barbu și Dere Popescu merită cu prisosință același loc. Întotdeauna românii, și nu numai ei, au simțit nevoia de eroi, de simboluri. Cine a înțeles acest lucru a ajuns să conducă. Întoarceți-vă în timp, uitați-vă în oglindă și întrebați-vă cum era în decembrie 1989. Câtă foame, câtă ură împotriva lui Ceaușescu, care se confunda cu sistemul, câtă foame de nou și de necunoscut. Pentru noi, necunoscutul era Occidentul, viața liberă, nu în sensul celei de azi,
Ei bine, atunci aveam momente de defulare și unde puteam defula dacă nu la auzul știrilor de la Europa Liberă sau la Cenaclul Flacăra. Era locul unde credeam că suntem liberi. Era o iluzie, era ca un drog după care te trezeai iar în frig, cu programul la televizor de 2 ore și cu frica să nu te asculte careva că ești pe postul Europa Liberă. Și încă ceva, Adrian Păunescu nu a fost Vaclav Havel și Vaclav Havel nu a fost Adrian Păunescu. Până pe la 20 de ani, viața mi-a rezervat mai ales locuri afară. Eu am venit direct de afară pe scenă. Tragediile lui Shakespeare sunt optimiste, pe când eternitatea dobitocilor e pesimistă. Nu e destul ca 1500 să iubească o idee, destul ca unul să-l ucidă pe cel care poartă ideea. Dincolo de orice fapt care îi bucură pe alții, cineva suferă. Un cântec ca să fie iubit de oameni, trebuie să fie iubit întâi de cel care îl face. Eu sunt convins că avem valori cu care putem concura lumea întreagă. Măcar atâta să-mi scrie pe cruce. El a iubit valorile și mi-ar fi destul. În clipa în care sala are nevoie de ceva din cultură și nu-i dai, ori ești un tâmpit, ori nu ești nimic. Să știți că nu este un rău să ai funcție. E rău să-ți uiți funcția de om când ești cu funcție. Să facem în așa fel încât Bobul să prindă în brazdă. Numai cu condiția să nu ne tot învețe în fiecare zi câte un deștept care nici nu face bine acord între subiect și predicat, cum să fim oameni, cum să stăm drepți, cum să facem la stânga, cum să facem la dreapta. Nu se poate face educația altora dacă tu nu crezi în ceea ce spui. Societatea noastră e luptă, vis și rană, așa e organismul care înfrânge vicii, n-ajunge doar că țara e astăzi suverană și nici că tricolorul e sus pe edificii. Cei dedesubt, ce oameni conduc pe ceilalți oameni. Cum să scurtăm prostia, să prevenim trădarea. Speranța e logodită cețos cu disperarea, aflarea la putere e cel mai dur examen. Propaganda presupune competență și competența propagandistului este sufletul omenesc. Dacă pe Valea Izei, într-o casă de țăran maramureșeni, se știe că Tatiana Filipoiu există, înseamnă că propaganda noastră cu Cenaclul Flacăra și-a atins scopul. Altfel, toate celelalte sunt vorbe. Degeaba se emite dacă nu se recepționează. Propaganda este emisie și recepție. Nimeni nu pare a remarca altceva decât păcatele lui Păunescu și nici de cum constanta vederilor lui politice. Oricum, dacă criticii spun că a fost un poet slab și poporul susține că a fost un mare poet, cred că istoria literaturii va ține cont de popor. Vorba lui Graur. Când o greșeală gramaticală ajunge să fie vorbită de întregul popor, trebuie să o includem în regulile gramaticii. Din marele bazar cu amănunte, nu, și nu, din marele bazar cu amănunte, iubita mea ți-am cumpărat în munte. Iubita mea ți-am cumpărat în munte? Asta e foarte frumos, iubita mea ți-am cumpărat în munte. Este imortal. Nu-mi iese, nu se așa. Plătind cu viața tot ce scump era, iubita mea ți-am cumpărat în munte. Păcat că nu o să-mi cap în munte. Gata, asta este. Plătind cu viața tot ce scump era, iubita mea ți-am cumpărat cu munte, păcat că n-o să-mi capă lumea ta. În 1990-91 s-a relansat Cenaclul Totuși Iubirea. Ce frumos sună Totuși Iubirea, atât de... Sigur că acum nu mai Păunescu putea să-și găsească metaforele când dorea, pentru că este cu adevărat un poet și nu a fost, ci este în continuare un mare poet. Un cântec care îți place de la cena. Coboară iarna, ursa tot mai adânc se pleacă, poezie devenită melodie cântată de Săsărman, da, de Florin Săsărman, care melodie se numește chiar așa, Coboară iarna. Păunescu a făcut un alt fel de dizidență, iar Cenaclul Flacăra stă mărturie clară a faptului că Păunescu avea forța să mobilizeze masele, pentru că fluidul între artist, fie el Șeicaru, Păunescu, Hrușcă, etc., între artist și public exista, circula, nu, deci acolo acea reprezentație, acel spectacol, oricare va fi fost el să fie, era viu, era plin de spirit, de spiritualitate. Lumea e cum suntem noi, ce cumplit asemănare, ia înapoi, ce dăm înapoi, și-o doare când ne doare,
ce există este viu și e moartă partea moartă. Nu-i de vreme ce-i târziu, paradoxul nu se poartă. Vai, durează prea puțin drumul nostru, trece timpul. Tot ce facem e destin, tot ce-i drept e pur și simplu. Lumea a fost, cum spunea unul dintre membrii Cenaclului, cred că Socaciu a zis asta, un lucru interesant, a fost cea mai puternică mișcare culturală din estul Europei și poate din Europa acelei perioade. Ceea ce aș semnala e că noi eram o mișcare pozitivă. Noi contestam, la noi se cânta și cântecul jos în burgheziții, la noi se cânta și prin ministere și prin alte părți trăiesc și cei care pustiu inspiră, aceia care se îmburgheziră ființa lor morală, naște morți. Era un cântec protestatar de o duritate extraordinară. La noi se cântau și, de exemplu, cânta Valisterian și cântecul Problema e una și este vitală când tu ai și pat și mâncare, să nu uiți de lumea, de lumea ce n-are. Problema e una și este vitală. Ce fapt te mai spală de căpătuială? Ce gând te mai arde, ce fapt te mai spală de căpătuială? Nu l-am iubit pe Păunescu în mod deosebit, dar am trăit anii aceia în care Cenaclul Flacăra era singurul refugiu al tineretului, acel tineret crescut pe băncile comunismului. Eram frustrat de multe drepturi, dar în schimb aveam Cenaclul Flacăra, manifestare culturală care la momentul respectiv era ceva deosebit. Iubeam muzica și poezia promovată de Păunescu, abia așteptam un nou spectacol, o melodie sau o poezie nouă. Era frumos, mai frumos decât orice concert sau spectacol din ziua de azi. Și era românesc. Prindeți cu noi dorul de Eminescu, cel mai mare poet al românilor, voivodul limbii române, acel poet de geniu, a cărui limbă o vorbesc românii astăzi. Într-o lume relativă, ce-a făcut și-a desfăcut, ce-a făcut și-a desfăcut, Eminescu-i remușcarea, Eminescu-i remușcarea, dorului de absolut, dorului de absolut. Dacă unu și cu unu, dacă unu și cu unu, nu mai vor să facă doi, nu mai. Eminescu este chipul, Eminescu este chipul infinitului din noi, infinitului din noi, din noi, din noi. Eminescu. Trăsura cu domnul Mihai Eminescu, cuvinte învârtește în uroți, el moare la marginea lumii și a minții, dar parcă ne trage pe toți. Fără el oricare lucru, și-ar urma cărarea sa, și-ar urma cărarea sa. Fără el chiar steaua noastră, fără el chiar steaua noastră, dintre stele ar cădea, dintre stele ar cădea. Pe pământul vechii dacii, când mai mare, când mai mic, când mai mare, când mai mic, dacă n-ar fi Eminescu, dacă n-ar fi Eminescu, viața nu ne-ar fi nimic, viața nu ne-ar fi nimic, nimic, nimic. Eminescu. Ciudată noapte simt că o să fie și o să trăznesc în dicționar la noapte. În Moldova, în mijlocie, se naște Eminescul nostru iar. El Moldovei îi e fiul, el e fiul, și Munteniei nepot, și Munteniei nepot. L-am fiat întreg Ardealul, l-am fiat întreg Ardealul. Eminescu-i peste tot, Eminescu-i peste tot. Într-o lume relativă, relativă, mai avem un nume sfânt, mai avem un nume sfânt, Eminescu-i România, Eminescu-i România.
tăinuită în cuvânt. Tăinuită în cuvânt. 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 Eminescu. În voroneț s-a răsculat albastru, ca dintr-un cer fremătător de frați. La noapte în țară va urca un astru, se naște el, români, vă închinați. Manifestarea în sine, ca să fie explicată unui tânăr, nu e greu, în ideea că sunt filmulețele, se vede, se aude și așa mai departe. Dar ca să poți să-i explici ce însemna pentru o Românie sau pentru un stat din acesta, din estul Europei, prins sub talpa aceasta nemiloasă a ceea ce a fost comunismul, este imposibil, după părerea mea. Nu poți. Este o misiune grea sau poate chiar imposibil, așa cum am spus, nu știu. Ninge cu ceruri, ninge cu basme, se îmbrățișează, nu se opun. Două iluzii, două fantasme, sunt Moș Gerilă și Moș Crăciun. Poartă de sagă, nu poartă cruce, simte și gerul pe la urechi, dar Moș Gerilă îl va duce pe Moș Crăciunul nostru străvechi. Poartă de sagă, nu poartă raniți, sunt sfinți de pace, nu de război. Pe Moș Gerilă, ducându-l la graniți, el, Moș Crăciun, se întoarce la noi. Cade din ceruri ultima filă, fiii românilor colinde spun: ce doriți voi să vă dea Moș Gerilă să ne-l aducă pe Moș Crăciun? Pe de altă parte, aș vrea să menționez faptul că exista o calitate artistică pe care nu puteai să o neglijezi sau să o scapi din vedere. Mi-aduc aminte de un organist, Ionuț Văduva, care era un foarte bun organist sau clăpar, cum îi spuneam noi așa, instrumente foarte bune și chiar se lucra. Păunescu nu admitea o lălăială din asta cu pretenții de cenaclu. Mai ieșiți la adăpost, paraziți ai pirei. Nu, Victor, hai, stai. Nu, ai greșit. Lumina zilei. Hai să o luăm de la început. Hai să o luăm de la început. Mai bine recunoaștem că am greșit și o luăm de la început. Mai ieșiți din adăpost la lumina zilei. Nu e țara țărmul roz, vila de vacanță. Noi muncim, noi facem cos, frate-s în speranță. Mai ieșiți din adăpost, la lumina zilei. Tu cel laș și tu cel prost, paraziți ai pirei. Revoluția e noi, flacăra sporiții. Nu e cale înapoi, jos în burghezii. Jos adică pe pământ și cu noi la treabă. Unde muncitorii sunt și copiii. Am rămas cu o amintire plăcută pentru toată viața. Ascult și acum Enigmatici și Cuminți sau Treceți Batalioane Române Carpații și îmi amintesc de acele zile frumoase. De aceea respect poetul și omul de cultură Adrian Păunescu. Voi compatrioți ascultați un cântec de luptă bătrân ca unirea. Voi compatrioți ascultați, treceți batalioane române Carpații, la arme cu frunze și flori. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații, cu inima la trecător. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații, cu inima la trecător. O șansă păcii dintr-o capitală a păcii planetare, București. O șansă păcii din glorie. La București se cântă deci... Cântecul acesta atât de frumos. Istoria e faptă și carte cu dovezi. Cumplită este gluma de lasul lui puternic, alături de care au cântat milioane de tineri, talentul copleșitor, versurile geniale, vor rămâne în amintirea noastră într-o lume în care contează tot mai puțin ceea ce lui a fost sfânt: dragostea de poezie, de oameni și de țară. Lacrimi și rugă pentru Adrian Păunescu. Păunescu a fost departe de a fi un om perfect, dar puțini sunt artiștii cu o conduită impecabilă. Totuși, un artist va dăinui peste ani prin opera lui, nu prin acțiunile politice, minore de altfel. Și Eminescu avea convingeri politice, dar cine și-l amintește pentru asta? Încercați exercițiul de a șterge din memorie acțiunile politice ale omului Păunescu,
și citiți poeziile poetului Păunescu. Cătați cu noi! Eu la asta rămân, și de asta mi sete. Vreau poporul român, opere complete. Eu la asta rămân, și de asta mi sete. Vreau poporul român, opere complete. Exista acea diversitate muzicală și artistică și poetică care te făcea să ți se pară totul plin, concertul să aibă o plenitudine a sa și să aibă o varietate care să te umple pe tine, să te încarce afectiv și spiritual, astfel încât în momentul în care ieșai de acolo, eu vă spun și ție și ascultătorilor Radio Babilon, te făceau să nu mai dormi noaptea aia. Nu puteai să dormi, eu unul cel puțin nu puteam să dorm. Și totuși, noi astăzi vom alege să omagiem memoria și poezia lui Adrian Păunescu. Vom alege să-i cinstim numele și poezia bună pe care a scris-o. Vom alege să ne amintim de cenaclul Flacăra așa cum ne plăcea și să nu judecăm pe omul politic trecător care a fost Adrian Păunescu. Credem că, fără să exagerăm cu nimic, de la Adrian Păunescu am învățat mulți dintre noi că libertate, cuvântul libertate, are și un sens spiritual. Că libertate nu înseamnă doar pace, faptul că într-o țară nu e război, că avem dreptul la o libertate spirituală, la o gândire liberă. Haide, mamă, haide, tată, mai priviți-vă odată și pe urmă, dacă-i bine, să mă faceți tot pe mine. Mi-ați dat suflet, mi-ați dat nume, de când sunt și eu pe lume. Mi-ați dat multe și de toate, dar și zbucium peste poate. Haide, mamă, haide, mamă, hai, niște liniște să-mi dai. Haide, tată, haide, tată, hai, niște liniște să-mi dai. Haide, mamă, haide, mamă, hai, niște liniște să-mi dai. Haide, tată, haide, tată, hai, niște liniște să-mi dai. Haide, mamă, haide, tată, mai clădiți-mă odată, fără nume și avere, numai liniște v-aș cere. Nu mi-ajunge tot ce este, caut veșnic o poveste. Un ochi râde, altul plânge, pe amândoi vă port pe sânge.
Haide, mamă, haide, mamă, hai, niște liniște să-mi dai. Haide, tată, hai, niște liniște să-mi dai. Haide, mamă, hai, niște liniște să-mi dai. Haide, tată, hai, niște liniște să-mi dai. Haide, mamă, hai, niște liniște să-mi dai. Haide, tată, hai, niște liniște să-mi dai. Haide, mamă, hai, niște liniște să-mi dai. Haide, tată, hai, niște liniște să-mi dai. Acum, înaintea gândurilor de final, îmi exprim regretul că nu am spus tot. Că nu am fi putut spune tot despre cel ce a fost poetul Adrian Păunescu. Totul a fost o întâmplare fericită. A fost un lung spectacol asemănător vieții, care are în ea naștere, are în ea bucurie și are în ea moarte. În momentele acestea de asediu al suferinței și al morții, îți dai seama cât de important este să nu fii singur pe lume. Am avut sentimentul că trăiesc într-o lume care nu se dispensează ușor de mine. De aici, de pe patul de spital, pe care mă găsesc de vreme lungă, consider că e un gest profund moral cuvântul meu la voi să mă ajung. Eu cred în cenaclu cu toată ființa mea. Nu pot să-mi închipui că va exista o clipă când el nu va mai fi. Aș face orice ca să mă opun desfințării lui. Pentru mine cenaclu înseamnă totul. Tot în sensurile, în toate sensurile cuvântului, tot. Nu știu, nu cred că ar putea cineva da uitării cenaclu flacăra. Poezia lui Păunescu este mercurul cald al spiritului românesc, este ca argintul viu care pătrunde apăsat prin toți porii conștientului. Multiple sunt și realitățile tangibile, cele ale cotidianului, dacă vreți, la care pe mine personal m-au trezit versurile poetului, însă cel mai mult, totuși, ele m-au trezit la visare. Cu sufletul plângem, cu coapsa zâmbim, albastrul în căprui se pierde, urma ne vom pierde, oricum. Dar am înălțat din moartea lui Adrian Păunescu un memento în astă seară. De-am deveni și noi o picătură de amintire din noianul pe care poetul ni l-a lăsat. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și colindai ce voiești, și colindai ce voiești. Public bun din București, public bun din București. Și colindai cu minuni, și colindai cu minuni. Noapte bună, oameni buni, noapte bună, oameni buni. Du-te acasă că-i târziu, du-te acasă că-i târziu. Sau mai stai că prea ești viu, sau mai stai că prea ești viu. Era frumos, chiar era frumos. Și colindai dulce gând, și colindai dulce gând. Noapte bună, pe curând. Noapte bună pe curând, noapte bună pe curând. Cenacul Flacăra vă mulțumește, vă îmbrățișează și așteaptă să-l chemați din nou. La Radio Babilon, sâmbătă 5 noiembrie 2016, ne aducem aminte de Adrian Păunescu, poetul, într-o emisiune documentar inedită în care cuvintele din legende și povești fug toate în poezie. In memoriam Adrian Păunescu la Radio Babilon. Pentru că acum 6 ani a murit poetul care nu moare niciodată.